Hello, lume! Hello. Aseară am adormit și am uitat să punem vlogul și l-am pus azi dimineața, după l-am postat și așa mai departe. Dar am ajuns la mami. Mami stă acolo, ce să nu cadru. Dar vreau să pară decorațiile lui mami, că mami e mișto așa decât la noi. Închide ușa că ți-o deschide. Nu contează. Are asta la ușa de la intrare. Dar ai pus tu globuri sau așa? Nu, mami, așa a fost. Și asta... Asta e luată de mine, sunt două, de fapt. Păi și e luată tot de tine, e luată. Nu mai știu. Și... O mai are pe asta aici. Îmi place cum și-a făcut scara unde e acolo. Aia chiar e, îmi place instalația aia maxim. Masa e super. Și da, instalația asta e mișto. A fost... Nu mai știu de unde am luat-o pe asta, oricum e luată de ani buni de zile. Și apoi asta e brăduțul lui mami. Vi-l arăt, o să întorc camera să vi-l arăt de aproape. Tot familionul e afară și plouă. Aici se face grătar pe ploaie pentru că da, au o umbrelă, nu știu dacă se vede până afară, dar da, eu sunt cea antisocială care niciodată nu merge afară. Bine, îmi place să stau la grătar și așa, dar sunt toți acolo care fumează și așa mai departe, așa că prefer să stau liniștită, mă uit la film, nu știu ce film e ăsta, dar da, îmi place tare mult cum a ieșit brăduțul mamii, deci super, 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 ultra, mega drăguț, chiar îmi place. Suntem foarte festivi azi, adică astăzi putem să spunem că celebrăm mai mult ca ieri, pentru că ieri, sinceră să fiu, asta facem și nu vreau să... Vă arătăm că facem cine știe ce când de fapt nu facem, că astea suntem, adică suntem reale, asta e viața noastră și asta a fost viața noastră de ieri, practic n-am făcut absolut nimic, dar da, astăzi suntem în familie, o să mâncăm, îmi place foarte mult cum a aranjat mami masa și toate cele, super, super drăguț și da, eu o să mai stau puțin la televizor, iar apoi când vin toți aici o să... Deschidem cadourile! Am vloguit și noi ce am putut astăzi pentru că hashtag timp în familie și da. Dar sperăm că o să vă placă, nu știu, ceea ce punem noi împreună și așa mai departe. Și acum așteptăm să vină trenul, să mergem spre casă. Bine, avem schimbări de lume, așa că da, o să fie un journey. Dar dacă ne ajungem acasă sau mâine, cel mai probabil o să vă arătăm ce am primit și așa mai departe. Și iară cred că ceea ce o să facem este să edităm în seara asta sau cel mai probabil mâine dimineață, pentru că da. Nu știu când o să ajungem, e deja puțin cam târziu și bine, nu chiar târziu, dar până ajungem acasă, când facem baie până una alta, o să dureze. Așa că am ajuns acasă și am zis să vă arătăm, nu să ne lăudăm sau cine știe ce, doar pur și simplu să vă arătăm, arătăm partea a doua din cadouri. Da. Bebel a primit de la mami perechea asta de Adidas și sunt super mișto. Sunt foarte ușori și o să fie practici. Eu am primit, ca să pot să fug mai repede. Da. Eu am primit la fel o pereche de Adidas
că ăștia m-a auzit mami că am vrut ceva așa înalt, da. Harry Potter. Bine, semnul ăsta mine este unul de Harry Potter. Așa că da, nu judecați. Și da, ăștia sunt mișto. Sunt iar ușor, bine, sunt puțin mai grei ca ăia pentru că au dita mai talpa, dar sunt așa. Următor. Următorul lucru am primit de la mami pentru că mami mi-a spus nouă să nu ne stresăm cu cadourile, să luăm ceva super micuț, bla bla bla, că nu știu ce și tralala. Și ea ne-a luat nouă o grămadă de lucruri. Da. Dar da, m-am ne-a umplut de haine, da. Care bine, sincer, și aveam nevoie și nu am ajuns să ne cumpărăm unele lucruri. Așa că, da, am primit o geacă. E super simplă, doar că îmi place mult detaliul ăsta din glugă. Și da, e super interesantă. E mai scurtuță e așa, dar asta îmi place pentru că oricum sunt mică de înălțime. Dă punga cu tot. Apoi am mai primit din nou o geacă. Cred că ați văzut-o și mai devreme când am desfăcut cadourile. De lână, de oaie. Nu știu, nu, în niciun caz. Glumesc. Dar glumesc. Da, are așa detalii, genie și sport. Dar e și elegantă și îmi place că e un pic îmblănit aici la glugă. Dacă ca să nu ne înghețe cu nu, iarna. Dar noi avem o obsesie, adică dacă nu știți ce să ne luați, lasă-ne pijamale, că sigur ne plac. Da, avem obsesie cu pijamale. Asta cred că e una aici. Crede. Dar asta e bluza, care mi se pare super drăguță. Și pantalonii sunt cu sclipici. Sclipiriciu. Da. Și baby a primit și ea o pijama. A ei este cu pisicuță. Ia, sunt pisicuța mea. E super drăguță și asta. Și pantalonii. Da, pantalonii sunt chiar super mișto. Au tot așa detalii cu pisicuțe. Nu știu dacă se vede sau focalizează. Dar da, sunt super drăguți și ăștia. Baby a primit un plovor simplu, dar o să fie util, mai ales când merge spre muncă. Iar și apoi am primit astea, da, care le-ați văzut deja. Ea știa de ele. Eu mai am așa obsesii cu Harry Potter și da, eu nu chiar, dar a zis că ne place să ne îmbrăcăm amândouă la fel de multe ori, așa că da. Sunt pur și simplu niște nu sunt hanorași sau studiți pentru că nu au glugă, dar un fel de da, și am primit mănuși. Mănuși și șosete pentru că și o grămadă de șosete. Cum să fie un Crăciun fără șosete? Adică nici nu e Crăciun fără să primești șosete sau mănuși sau chiloți sau chestii din astea. Adică la noi cel puțin e o tradiție. Mami ne ia șosete. Da, în fiecare an avem șosete, șosete majoritatea da, sunt cumpărate de ea. Ne ia în fiecare an. Deci asta e tradiția noastră. Nu știu dacă și alte familii sunt la fel. Și cred că asta este. Dar da, nu ne lăudăm sau nu știu ce. Bineînțeles că sunt chestii mici, haine, de nu atenție, sunt, da, și sunt chestii chiar de care aveam nevoie amândouă, așa că da. E deja vreo da, aproape 9 ceasul. Eu momentan o să mă bag la editat și o să mai strângem pe aici, ne-a dat mami o grămadă de mâncare, trebuie să aranjăm în frigider și toate cele, iar apoi să închidem tot și să stăm și noi liniștite în pat. Dar da, cam asta a fost ziua noastră. Ieri a fost ceva mai low-key, n-am făcut absolut nimic. Mai liniștit. Iar acum... Iar astăzi acum, am recuperat da, pentru am liniștea da. De ieri. Am recuperat, am mers în familie, ne-am distrat și așa mai departe. Iar acum, după cum am zis, o să mă bag la editat și o să încheiem ziua aici. Vă mulțumim că ați fost cu noi, sărbători fericite în continuare și ne auzim foarte curând. Pa! Pa!